Iubiți frați și surori, se deschide în Sfânta Scriptură la Cartea Iuda. Vom citi două versete, versetul 24 și 25. Pagina 1205, traducerea după Cornilescu. Să începem citirea. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum la Micalaca și în veci. Amin. Amin. Vă rog să preocupați locurile. De toată inima, împreună cu voi, aș vrea să zic slăvit să fie Domnul nostru, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. N-am fost din mult în România, de câțiva ani buni, și permitem să vă aduc salutări sfinte de la noi, de la Biserica Ghețiman, din Chicago, fratele păstor Costică Hrișcă, frați, surori, bătrâni, tineri, toți v-au salutat în numele Domnului Iisus. Salutul bisericii noastre este har și pace și Maranata, Domnul nostru vine. Ne-am bucurat într-un mod deosebit, așa cum dacă ar ploua acum la Arad, s-ar bucura pământul, așa ne-am bucurat de vizita păstorului dumneavoastră la noi, venit la mormântare și a făcut timp să ne viziteze într-o seară și bucuria a fost de partea noastră să îl avem în mijlocul nostru. Sincer vă spun, ne-am bucurat. El ne-a spus, ești programat în data de, dar nu-l văd astăzi aici, m-a chemat și nu-i acasă. Dar nu mă supăr, îi doresc har și binecuvântare pe ogoarele lui Dumnezeu, să se întoarcă acasă cu mâinile pline și Dumnezeu să vă răspătească și vouă de hărnicia care o aveți în aceste vremuri târzii. Dumnezeu să fie cu voi. Anul acesta noi am făcut un calcul la noi în state și pentru România a fost un an foarte roditor. Niciodată n-a fost așa de multă evangelizare, așa de multe întâlniri, de atâtea ori să se audă vocea Evangheliei pe uliți, pe străzi, în case, în școli, la casele de cultură, pe stadioane. Numai să vrei să mănânci, numai să vrei să vii dacă ești însetat. Nu știu cum va veni anul care vine. De mic copil, părinții mei aveau o vorbă în casa lor și auzeam vorbind cu bunici. Anul ăsta a fost bun, dar anul viitor nu va fi așa, că cerul e roșu, nu știu cum. Aveau ei semnele lor, că floarea soarelui se întoarce așa. Agricultorul, fermierul avea semnele lor, cum urmează anul care vine. Noi simțim în Duhul nostru, și dați-mi voie să vă spun, simțim că vine Iisus. Și venirea Domnului Iisus nu va fi cu fanfară, nu va fi cu grupuri de închinare, va fi cu necaz, cu greutăți. Și El însuși spunea, când mă voi întoarce, voi mai găsi credință? Vor fi programe, vor fi. Dar important este să găsească la noi credință în ziua când se va întoarce. De când m-am întors la Domnul, Domnul m-a binecuvântat să fiu printre frați și din Micalaca port câteva amintiri plăcute, frumoase. În casa fratelui Lupei,
prin anii 70, am venit cu o negreasă, cu două negrese la voi. Generația tânără, voi nu știți. Acum suntem obișnuiți cu asiatici, cu negri, cu... mă rog. Dar pe vremea aceea nu era așa. Spuneam fraților din Deva, când am mers la ei, cu o negreasă, a venit o soră bătrână și a pus mâna pe ea și zice, nu se duce negreala asta. Și ei au spus în românește, nu se duce, eu sunt așa. S-a uitat sora, vorbești românește? Da, vorbesc românește. Atunci era fratele Borlovan, țin minte, și mă miram cum merge fanfara. Și cineva i-a spus, uite-te la mâna lui, era la amvon, așa stătea. Acum e frumos, e în față. Atunci nu era bastonul ăsta care tot se tem de el. Era o mână și niște degete care ascunse la amvon și făcea și fanfara mergea. Și pentru noi era o minune cum merge fanfara, dar niște degete se mișcau la amvon. În casa fratelui Lupei, când am venit cu cele două negrese, am venit 17 frați, un grup, cântam, ne-am bucurat și el ne-a luat la masă. Noi eram 17 plus familia lui numeroasă, acum supa se mai lungește, o putem lungi și celelalte se pot lungi. Dar avea doar o singură pâine, că el n-a știut că vin musafiri și a avut pe inimă să ne ia la el, la prânz. Și îi spune soția, avem o singură pâine, nu te îngrijora. Moldovenii mănâncă mai mult cu pâine și supă mănâncă cu pâine. Și eram poate jumate din grup, eram moldoveni. Ei nu știau. Dar pentru prima oară în viață, și nu s-a mai repetat de atunci, am avut un har deosebit la Micalac. Ne-au luat la masă, ne-au servit, sora a tăiat felii, ne-a pus la masă, bucuroasă, a mâncat. După amiază au avut cina de seară, iar de nou au mâncat. A doua zi, când se facă sandvișuri la copii la școală, ea a tăiat pâine și facea sandvișuri. Și deodată zice, eu am avut o singură pâine. Și tăia și se făcea la loc. Tăia și se făcea la loc. Am avut un har să mănânc dintr-o pâine care se mulțea. După ce ne-a spus fratele Lupei minunea, am trăit mereu, Dumnezeul nostru face minuni. Și Dumnezeul nostru face și astăzi minuni, a făcut ieri și va face până se va întoarce. N-am să uit în Aradul Nou, veneam tot cu o negreasă, eram o mașină într-un aro, eram ca în corabelă noi, trebuie să fie 8, că altfel dacă erai mai mult îți lua carnetul, nu? Și acum e tot așa. Am fost părâți, avem străini, cineva a sunat la poliție, era după adunare, ziua în amiază mare, într-o zi de vară, și ne-au oprit două echipaje de poliție, un capitan era șeful care conducea acel echipaj din vremea de atunci. Le-a tras pe dreapta și acum am spus, noi eram 11. Eram peste limită cu 3 în plus. Aveam și străini în mașină. Amendă era 2.000-5.000, plus dacă erai Petru, îți lua carnetul. Și ne-a amendat pe toți. Cel care a sunat la poliție a raportat exact câți eram. Și după ce ne-a tras, o întreba șoferul, câți ai în mașină? Uitați-vă! Și el bagă capul și numărul 8. Când noi am auzit că el numărul 8, zic, băi, poate știi, îmi bagi capul într-un aro și nu-ți dai seama. Dar încă o dată a numărat tot 8. Și după aia zice, probabil că am emis pe cineva, vă rog să coborâți toți. Acum. Ziua în amiază mare, în Aradul Nou, la bariere, când mers spre Timișoara, ne-am încolonat toți în față, negreasa în fața lui, două echipaje de poliție,
în uniformă, polițaie toți acolo, și numără capitanul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și toți văd 8. Și zice, aveți mare noroc că n-aveți străini. Am fost informați că aveți o negreasă. Era în fața lui. Ziua în amiaza mare. Iubiților, în seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre Dumnezeul acesta. De la 14 ani am călătorit printre străini. Am ajuns la vârsta aceasta că Dumnezeul meu e bun. E alături de cel care e în necaz, e alături de cel care e în suferință. Dumnezeul nostru poate și mâna lui ne poate izbăvi din orice împrejurare. Am citit cele două versete din Iuda și am să vorbesc în seara aceasta despre cădere. De 2 ani am ieșit la pensie și mi-am făcut un plan, am un gând. Peste 30 de ani sunt păstor și am spus, acum nu mai vreau să mă duc în urma secerătorilor. E frumos să mergi la seceriș, să te înșirui pe ogoarele lui Dumnezeu. Dumnezeu dă har, dă putere noi. Dar în urmă, vă amintiți de Rut și soacra, a mers doar în urma secerătorilor să caute, dacă a mai rămas, pentru hrana ei zilnică. Mi-a pus în gând, pe unii trec, pe unii mă duc. Dacă văd un spic îndoit și nu-i rupt, vreau să-l ridic să spun, mai este nădejde. Dar Dumnezeu mai este har. Și de 2 ani călătoresc printre frați și am întâlnit mulți. Nici nu mi-am dat seama cât de multe spice sunt rămase în urmă, căzute. Am întâlnit tineri, băieți, fete, care au început să plângă și au spus, niciodată nu s-a oprit nimeni în dreptul meu, nici nu m-a întrebat niciodată de sănătate. Băieții, nu mă întreabă de sănătate, păstorul, nu mă întreabă de sănătate. Trec toți pace, pace. Vin, îmbătrânesc pe băncile adunării, slujesc Domnului când mă rog. Ești primul care mă întreb, ce faci, cum ești, ai vreun necaz? De la fraza asta, fata aceea a început să plângă. Și tu ești primul în anii care mă întrebi. Trăia în adunare. Iubiților, arătați foarte frumos aici la voi. E făcut adunarea asta frumos. Așa, te uiți în stânga, în dreapta, sus, balcoane, cum merg. Dar să știți, eu vreau să vă spun, tu nu cunoști pe cea de lângă tine care stă. Tu nu-l cunoști pe fratele. Știi că-l cheamă, știi că-i din Arad, știi că-i tata lucrătoare sau mama lucrătoare, dar nu cunoști greutatea și amarul sufletului și ruga care el o face. Nu-i cunoști căderele. Suntem toți. Copacii se usucă în picioare. Mor în picioare. Voi știți asta. Deodată îl vezi că se usucă. Și zice, măi, a murit. Dar el stă în picioare. Ei, tot așa suntem și noi. Și seara aceasta vreau să vorbesc de câteva căderi, dar nu numai de căderi, vreau să vorbesc că este unul care ridică pe cel căzut. Mi-e drag de el, îl iubesc. M-a ridicat și pe mine de multe ori. Când nu mai vedeam nicio speranță, a venit și mi-a spus, eu sunt aici. Nu te las. Și în seara aceasta la Bicălaca aș vrea să vorbesc cu cei care sunt îndoiți.
care nu mai este nici o nădejde. Îmi spunea odată o fată, a terminat facultatea de medicină și trebuia să dea examenul pentru license, pentru carnet, pentru să fie doctor. A venit seara la rugăciune și spune, frate Băleci, acum urmează cel mai greu, am terminat atâția ani, am muncit, dar am un examen greu pentru carnet, pentru license. Și ne-a rugat și Domnul a spus, va fi așa de ușor că nici prin cap nu trece. Și aia spune, frate, tu nu știi ce înseamnă medicina. E drept. Habar n-am, știu numai de Tylenol și de doar câteva lucruri. Muncești ani de zile și trebuie să ai o memorie și trebuie să ai, cunoști modalități, nume, cuvinte. Și acum, în final, dau examen și vine un pacient care este pus și ăla e bolnav, are un diagnostic și eu trebuie să-i ghicesc. Îl ascult, este primul meu pacient, trebuie să-l caut, să-l ascult și trebuie să-i dau cât de aproape de boala lui ca să pot primi license-ul. A doua zi avea examen și a mers la examen. Fata mea era la o altă universitate și pe vară zice, tate, mă duc să fac un ban, ea avea ceva la inimă, din naștere, așa. Și când o asculți, zice, băi, dar ce are? Cum bate inima asta? Și-o mers era exact un pacient de care ei aveau nevoie. Plătea bine pe ceas. Ele două erau prietene, dar nu știa că asta va da examen și nu știa că asta și-o luat pe vară ca să facă un ban. Și când deschide ușa, se intră tot, e camera, tot, peste tot locul, este o comisie care e dincolo de zid, se uită prin geam, te ascultă, să vadă ce faci, cum acționezi, cum îl primești, cum reacționezi. Și când se uită, primul cuvânt a fost, Andreea, dar ce cauți aici? Și el zice, taci, în românește, taci că ești în camera. Și uite, s-o întors și eu scris, cum știu românii să copieze, știi? Îi scrie diagnosticul care îl are, asta ascultă, pune tot și a trecut. Mă sună și zice, auzi, nici prin cap nu-mi trecea. Exact cum a spus Domnul, atât de ușor va fi. Era foarte capabil, e un doctor foarte la locul lui, e director de spital în Miami acum, fătuța aia, e căsătorită, are copii. Nu ne-a făcut de râs, dar când Dumnezeu vrea să te scape, te scapă. Ok? Acum, în seara aceasta, hai să urmărim câteva căderi, pentru că am citit, iar aceluia care poate să vă păzească de cădere. Deci, primul lucru, avem un Dumnezeu care ne poate păzi de cădere. E pericol. Avem semne de circulație. E 90 de grizi. Ai grijă, frânează. Cu viteză redusă. Nu te baga pe linia asta. Exact așa este Dumnezeu. Ne apropiem de o curbă periculoasă. Și simți o mână. Simți un braț care îți vine în ajutor. Zice, băi, numai Dumnezeu m-a scăpat acum. Apoi există pericolul păcatului, a nelegiuirii. Ăsta e cel mai periculos. Și când ești aproape, aproape să păcătuiești, deodată vine un gând. Tu ești copilul meu. Nu fă lucrul ăsta. Te-am iubit și te iubesc. Și urmează o frânare. Cineva care iese înainte și de dragul lui, ocolești păcatul. Ei, dar acum aceluia care poate să ne păzească, dar ce ne facem de cei care au trecut deja peste?
Îți spunea cineva, domnule, eu vreau să fumez, doar atât. Bă, dar e păcat, măi. Dar el zice, nu-i scris în Biblie. Cineva am auzit acum de când am venit de o săptămână, n-am auzit asta niciodată cu fumatul. Deci, mă, tu mă oprești de la fumat, dar tu mănânci sausage a fumat. Păi mănânci și carne și fum. Păi, dar eu îl iau numai fum. Care păcătuiește aici, auzi? E o teologie nouă acum. E foarte interesant cum oamenii gândesc. Mă întreb, ce se întâmplă atunci când eu cad? Eu scăzut. Și am să vorbesc despre 7 căderi. Cel mai, care bântuie, exact ca și COVID-ul acum, știți care e? Căderea de oboseală. Am obosit. Nu am chef, așa în limbajul nostru, nu am chef, e cald afară, e frumos, nu, azi nu mă duc. Hai vine la cor, uite avem repetiție și pentru că-s corist știu ce înseamnă asta, încă nu m-am lăsat de cor, dar nu mai pot merge la repetiție că-s plecat. Dar știu ce înseamnă dirijorul când spune, bă, fiți prezenți, veniți la repetiție. Frate, dar tocmai acum, hello, nu pot să vin. Nu pot să vin. Și lipsește o dată, două ori, dar când vine duminica și sala plină, vreau și eu acolo, că arăt bine în poze. Nu merge. La fanfară e la fel. Și încep încet, vine oboseala. Vezi păstori care obosesc. Vezi lideri. Vezi oameni tari care zice, am obosit, nu mai pot. Urmăriți în Scriptură, viteji ai Bibliei au ajuns în faze când spuneam obosit, nu mai pot. Căderea de oboseală. Deci muncești. Și deodată spui să mai facă și altul. Duceți-vă mântuirea până la capăt, spune Scriptura. Spunea cineva, nu pot să intru, în Împărăția Lui Dumnezeu se intră fără bagaj. Eu, da, e drept, fără bagaj, dar am un bagaj, e mântuirea. Pachetul ăsta nu am voie să-l las. Pe el scrie mântuire. Salvat, eliberat, pecetruit pentru cer. Auzi, Cădere de oboseală. 2. Cădere în vreo greșeală. Aici este excuse, dar am căzut. 3. Cădere în ispită. La noi, în America, nu știu la voi, deci ispita de ea sau... Mergi la volan și ispita de el, nu știu ce e asta, e o înjurătură pocăiască, nu știu ce e. Deci nu, m-a enervat, deci uite, ispita de el. Cădere în ispită. Ispititorul caute și la mine, și la tine, și la tânăr, și la bătrân. E foarte șireț. Și mulți cad în ispită. Apoi este ceva mai grav. Hai să mă înțelegeți ce vreau să spun. La spital sunt foarte multe departamente. Pe unul doare capul, unul emergency room, dincoace reanimare, acolo e morga într-un colț, dincoace office-urile. Și dacă deschizi ușile de pe rumurile și florurile care sunt acolo, vei vedea fel de fel de oameni. Ei, tot așa este și adunarea.
dincolo de frumosul care noi suntem, barberii sau cu barbă, frezați, parfumați, este starea aceea lăuntrică. Și Dumnezeu se uită la aia, nu la ceea ce este aici. Nu cunoști, stai, plânge, inima lui e mâhnit, se întoarce acasă cu amarul lui. Altul e la reanimare și stă în adunare aici, dar el e în departamentul acela. Să știți, adunarea nu e așa cum o vedeți. Dacă ne-ar deschide Domnul ochii, măcar un minut, ne-am sperea ce înseamnă adunare. Pe vremea Domnului Iisus încerca Domnul să spună ucenicilor, erau la seminar cu el, dar nu era la tablă și nu era de examenele, erau diferit seminarul care l-au făcut ucenicii cu Domnul Iisus, se uitau la el, cum vindecă, ce face, cum eliberează, dar cum i-a zis? Culmea culmelor, la un om orb să-i pui noroi pe ochi. Păi dar e și mai orb atunci. Era Dumnezeu care completa la trupul, care s-a format în copilărie, în pântecele mamei lui. A mai adăugat puțin pământ, noroi, și ochiul a început să vadă. E minunat cum lucrează Dumnezeu. Dragii mei, în seara aceasta am văzut câteva căderi. Cea mai grea, cea mai tristă este reanimare în păcat, în osânda diavolului, o altă cădere. Cădere din credință. Nu mai pot să cred. Ați auzit, oameni? Nu pot să cred. Băi, zice, am văzut o vindecare, am văzut o minune. Nu, asta e prea de tot. Povești. El e credincios, e membru în adunare. Dar nu mai pot să crezi în învierea morților. Am întrebat pe oameni muribunzi care, înainte de a pleca din lumea aceasta, frate, vine vremea plecării, știi unde mergi? Și cer. Te așteaptă cineva? Unul i-a spus, dar trebuie să mă aștepte cineva? Dar ești credincios de zeci de ani. Vedeți, vorbim despre omiletică, despre puncte, 1, 2, 3, 5, predici ilustre. Dar în spitalul în care noi suntem acum, în sala aceasta, sunt muribunți, sunt alții care se vindecă, sunt alții care se ridică, alții cald. La emergency room e full, e plin. Și în seara aceasta Dumnezeu are un cuvânt pentru noi toți, dar în mod special pentru cel căzut. În direcția asta vreau să mă duc. Pentru cel căzut. Nu este o tristețe mai adâncă sau o durere mai adâncă să fii căzut și să nu ai pe nimeni lângă tine. Tata meu se apropia de 90 de ani și s-a împiedicat în cloșca cu pui și și-a fracturat piciorul. Și așa de tare s-a demoralizat. O spus, doar am sărit din tren, am fost pe front, am sărit din căruța cu fân, am sărit din cireș și n-am avut nimic. Mă împiedic într-o găină și îmi rup piciorul. Interesant. Și spunea, cum am ajuns în starea asta? Mergeam acasă, îl compătimeam, tati, lasă, va trece și asta. Nu, nu, nu. Durerea cea mai mare că s-a împiedicat într-un lucru așa de mic și și-a rupt piciorul. Dacă pica de pe casă, da. Bă, de pe casă am picat. Dar mă împiedic într-o găină și să rup piciorul? Ei, tot așa este și pe plan spiritual. N-a curvit,
Zice, domnule, n-am curvit, n-am dat în cap la nimeni. Îmi spunea odată un prieten al meu, pocăit, proroc, credincios, din Arad și el, nu vă spun numele. A fost la bancă și era un pix frumos acolo, că este un pix legat ca să poți să semnezi cecul sau un document. Și cineva a uitat un pix sau un pix, sau era pix sub bâncă, nu știu, era foarte frumos. Și el s-a uitat, l-a luat, nu era legat de nimic, o semnat acolo ce avea de semnat. Și uite, băi, e frumos ăsta. Nu e legat, înseamnă că nu ia bănci. Și l-a pus aici. Și-a plecat acasă. Și seara, înainte de culcare, se roagă. N-are niciun cuvânt de rugăciune. Încearcă să se roage, dar nu poate. Merge la rugăciune, tot se roagă el, nu. Nu poate. Doamne, ce-i cu mine? Ce-i cu mine? Și a doua, a treia zi de necaz, îi spune Domnul, pixul. Du-l înapoi. Să-l duc înapoi la bancă. Du-l înapoi și ai scăpat. N-avea cuvânt de rugăciune, nu mai venea niciun cuvânt de profeție. A început să plângă, era necăjit. Auzi, pentru un pix, nu era a lui. Și-o vezi la bancă și îi spune la teller, zice, v-am adus pixul, ce pix, domnule? Deci am fost 3 zile în urmă și era un pix aici însemnat și mi s-a părut că e frumos și l-am pus în buzunar și l-am adus înapoi. Domnule, nu e a nostru. Ia-ți pixul, du-te. Doamne, de aici l-am luat, l-am adus înapoi. Vreau să scăp. Și spune doamna, se ridică de acolo și zice, domnule, și eu sunt creștină. N-am văzut așa ceva. Alții fură bani, mii, zeci de mii și nimeni nu vine să spună. Pentru un pix, care cineva l-a uitat și nici nu știm cine-i. Dumnezeu pe tine te oprește, tu ești un om special. Dumnezeu nu vrea ca tu să te întinezi. Tata s-a împiedicat într-o găină pentru un pix. A venit odată unul să se mărturisească. Un băiat. Foarte interesant. Am furat ceva. Te rog să te rogi pentru mine, ca Dumnezeu să mă ierte. Când e vorba de furt, Biblia ne va să du înapoi ce ai furat, după aia ne rugăm ca să te ierte și lucrurile s-au rezolvat. Și te du înapoi ce ai furat sau ce ai luat, du înapoi. Deci nu poți să du înapoi. Dar ce ai luat? Am luat un Rolex, care, un ceas, care e marcat și nici nu poți să-l vând. Că e marcat și urmărit și am luat alarma, am făcut multe chestii la casa de la care l-am luat și nu pot să-l duc înapoi, că mă prinde acum. Valoarea lui aproape 150.000, nu pot să fac nimic. Bă, dar cum? Ce ai făcut? Păi deci uite ce am făcut. Am intrat în casă, am spart, am luat ceasul. Și zice, eu l-am la mine, buzdar, îl scoate și mi-l arată. M-am gândit prima dată să-l iau eu, să-l pun în cutia poștală, să-l duc la omul înapoi. Dar zic, mă vede pe mine în cameră acum, zice că l-am luat eu și eu îl duc înapoi. Cum să rezolv problema? El a vorbit așa puțin și după aia când a văzut că lucrurile se complică, a început să plângă. Și-a spus, frate Băleci, ajută-mă să scap. Îți promit că n-am să mai iau nimic niciodată. Am fost amărât, necăjit, am trăit din furturi, dar acum nu mai vreau, gata, am terminat. Cum să ajuți un om ca ăsta?
Sunt cazuri și cazuri. În seara aceasta, eu nu știu, unul cade de pe casă, unul cade de pe scaun, unul cade de pe motocicletă, altul cade din mașină, altul cade din pom. Sunt multe căderi. Unul cade într-o minciună, cineva m-a întrebat, domnule, sunt minciuni mici, minciuni mari, sunt minciuni așa, dar care-i păcat? Asta mică nu-i păcat. Minciuna e minciună și e păcat. Nu-și nici mari, nici mici, nici medium, nu este așa ceva. Minciuna e păcat. Și toți mincinoșii, auzi în Apocalipsă, toți mincinoșii afară. Afară sunt. Nu spune mincinoșii mari. Nu spune acolo. Mincinoșii mari, mici, medium, indiferent cum sunt. Minciuna. Până și la când mămica mă întreba, bă, cine o sparcana? El, frate meu. Și mai că, da, e prea mic, ăsta cum să spargă cana? Vedeți, apar în noi de mici. Sunt în seara aceasta aici, vrem să facem o rugăciune. Vorbesc cu cei, numai voi știți și eu mă știu pe mine. În seara aceasta vrem să cerem îndurarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și întindă o mână să ne ridice. Avem o făgăduință tare, frați și sorori, trestia frântă, El nu o rupe, nu o rupe. Sunt îndoit, sunt la pământ. Anul trecut m-a sunat un frate, vino că mor. A luat un alt păstor să mergem la el. Când am ajuns, s-a tărât până la ușă, am poza lui. S-a tărât până la ușă, ne-a deschis ușa la apartament și am întrebat, el era pe flor, întins, mor. V-am chemat, nu am credință, sunt un om căzut, să vă rugați pentru mine să am sănătate. Așa ne-a spus. Credință lui, e căzut, el a spus asta. Dar v-am chemat pe voi să credeți pentru mine și să vă rugați pentru mine să fiu vindecat. M-am uitat la păstorul celălalt, așa din priviri ne-am înțeles, ce să facem? Și el ne-a făcut așa, că el era întins pe flori. Păstorul ăla de la geam ne-a făcut semn așa. Mergem înainte. Și a spus, Ilie, ne rugăm pentru tine. Un om singur. Un singurat. N-avea pe nimeni. Izolat, părăsit de tot. Cu problemele lui, cu necazurile vieții lui. Era în pragul morții acum. Pe flor, nu putea așa de pat. A făcut o rugăciune. Și a spus, mergem jos la recepție, ne dăm telefoanele, dacă mori, ei să ne suni pe noi, să vedem cum facem mormântarea. Și el spune, v-ați rugat, eu totuși nădăjduiesc că Domnul se va îndura de mine. Ne-am dat numărul de telefon și fratele ălalt la recepție ne-a notat, i-a spus dacă moare și vine salvarea să ne sunați ca să ne contactați, să vedem ce putem face. Suntem singuri care ne puteți contacta. A doua zi, el a mers la alimentare să-și facă cumpărături și ne sună de acolo și spune, m-a făcut bine. Băi, Ilie, dacă cum ai înviat, mă? Te-am lăsat jos pe flor. Nu știu nici eu, dar mâna lui Dumnezeu m-a ridicat. Ei, în seara aceasta vrem să facem o rugăciune. Dacă te simți căzut, eu nu știu, sunt în seara asta și îndemnul meu, frați și surori, să facem rugăciunea aceasta din toată inima.
Sunt fete descurajate, căzute. Sunt băieți descurajați, căzuți. Sunt bătrâni. Sunt familii, sunt mame. Ne rugăm Domnul Iisus să aibă milă de toți. Iar aceluia care poate să ne păzească de orice cădere, iar aceluia care se oprește în dreptul celui căzut, să fie toată slava. Un om era căzut între tălhari, mai țineți minte asta? Și s-a oprit unul. Au trecut doi și nu s-a oprit, dar a venit unul. Era un samaritean. Eu sunt un călător, dar vreau să mă rog pentru tine. Nu sunt ca samariteanul, dar am pe cineva care poate să se ridice. Am pe cineva care poate să te ajute. Și rugăciunea aceasta spune Domnule acolo unde ești, Doamne, nici ăsta de lângă mine, nici ăsta de lângă mine nu mă cunoaște, nu știe. Am amarul și înduc amarul zilelor mele. Mă întorc acasă din nou și mă voi culca cu tristețea mea, cu singurătatea mea, cu amarul meu. Vreau să vii cu mine. Haideți să ne ridicăm în picioare și vrem să facem rugăciunea aceasta în numele Domnului Iisus. Dacă ești undeva acolo în sală și vrei în mod special să-i faci un semn lui Dumnezeu, să ridici o mână spre El, nu să te vadă, frate, că ești unul din cei căzuți, ci doar să te vadă cerul. Nu ținea cont de ochii care se vor uita la tine, ci uită-te spre cer de unde ne vine izbăvirea. Psalmistul spune, mă uit spre munți, de unde va veni izbăvirea? Spre înălțimile acestea? Nu, izbăvirea vine de la Domnul. Vreau să mă rog pentru tine în seara aceasta. Vreau să spun că mai este nădejde, mai avem puțin și ajungem la mal. Mai avem puțin și vine dimineața. Mai avem puțin și noaptea trecut. În curând va suna trompeta. Nu vreau să rămâi în pustie. Nu vreau să rămâi. Nu e o chemare la mântuire. Eu vorbesc cu cei botezați și descurajați de soarta lor, de starea lor. Am trecut pe acolo și știu ce înseamnă. Și m-am bucurat ori de câte ori Dumnezeu și-a întins mâna. Am slăvit pe Domnul pentru aceasta. Și seara aceasta vreau să fie seara ta. Să-ți ia povara și să spune, mai rabde puțin, mai rabde puțin. Începe școala, va începe un an nou în septembrie. Anul trecut a trecut cum a trecut și poate te gândești în mintea ta ca student sau ca și ești la high school, ce va fi cu mine, ce va fi cu soarta mea? Nu te descuraja, poate nu poți să-i spui la mama și la tata situația ta. Încerc să te ascunzi. Cei mai mulți fac asta. Vreau să spun că în seara aceasta Domnul te poate ajuta. Amin. Dumnezeu poate să fie anul care intre acum să fie cu tine la școală. El dă înțelepciune, El dă pricepere, El dă știință. Soția mea, când a venit ortodoxă, nu ne știam atunci, a venit să dea examen de intrare la facultatea la Timișoara, a venit de la ortodoxi și fratele ei pentru prima dată a dus-o la stăruință, la rugăciune. Am brobodit-o, i-a dat o rochie mai lungă, că avea rochie scurtă, și să nu cunoască frațe. Deci acolo toți sunt așa. Și asta a intrat ca un pocăit, a intrat. De-aia habar n-avea, nu știa nimic. Și în seara aceea, prima ei seară, cu credincioși, un frate are o vedenie,
Deci am văzut pentru sora, el nu știa că nu-i soră. O văzut-o după cum e îmbrăcămintea. Deci am văzut-o pe sora, era la, într-un anfiteatru, așa cum e la voi, acum biserica. Și ei au ieșit, erau trei la o catedră, unul cu mustață, și a tras un bilet, s-a uitat și a scris o tablă întreagă. Erau două table de școală, a scris o tablă întreagă. Și ăla cu mustață zice, mai știi și altă variantă? Mai știi? Da, în vedenie asta. Și scrie, și a scris a doua tablă. Și s-a ridicat ăla de jos, ăla cu mustață, și a scris 10 pe tablă. A doua zi avea examenul. Și când a intrat, amfiteatru, venit de la Vaslui, amfiteatru, erau trei la masă, unul cu mustață. Și o să aminte, omul ăla de-aseară mi-a spus exact cum e aici. A tras biletul, îl știa foarte bine la matematică. O scris o tablă, o întrebat-o exact cum a fost în vedenie, o scris a doua tablă și se ridică la... Deci unde ai făcut matematică? Unde ai făcut liceu? La Vaslui. La Vaslui, atâta matematică, hai să zic, în alte orașe, la Cluj, la Vaslui, o spus ăla. Deci împotriva legii. N-aveai voie să știi nota care ți-o dă, numai la urmă. Împotriva legii, s-o ridica și o scris pe tablă 10. Și o spus ea, este prima dată când l-am întâlnit pe Dumnezeu. S-a întors la Domnul. Și a ajuns să-mi fie soția mea. Sunt bucuros cu așa fată. Dumnezeu să fie lăudat. Vreau să spun că Dumnezeu te poate ajuta. Haideți să intrăm, dacă cineva vrea să-i facă un semn la Dumnezeu, fă-i un semn, s-au ridicat multe mâini. Dumnezeu ne vede pe toți. În seara aceasta Dumnezeu va ridica poveri. Vreau să spun că nu ești singur. În seara aceasta sunt îngeri, o știre care Dumnezeu i-a trimis aici, să te ajute la povara ta. Auzi, un înger i-a spus la o femeie care murea de sete. Uite aici izvorul. Ce faci aici în pustie? Și Dumnezeu a rezolvat problema. Ce faci aici la Micalaca? Dumnezeu se ia aminte. Intrăm și... Nu, dacă vom întârzia peste 10 minute rugăciunea, nu-i nicio problemă. Vreau să te aștept, să te răcorești, să-i spui lui Dumnezeu povara și necazul și durerea ta. Te ajut, sunt alături de tine și mă rog Dumnezeu să te asculte în seara aceasta. Să te întorci acasă bucuros, să te întorci acasă fericită și problema ta, greutatea ta, să te simți ușurată și luni, mâine, săptămâna care urmează, să fii un om nou, bucuros, să zâmbești, să râzi, să fii vesel, să nu mai fii trist. Haideți să plecăm capetele și împreună să ne rugăm. În timp ce ne-a rugat, la fratele al doilea de acolo de la cor, la tine care te uiți, al doilea cu cămașa, un dud de boală, dădea târcoale în jurul tău. Și-a spus Domnul să nu te temi. Nu se va atinge de tine. Dar tu să stai lângă Domnul. La sora blondă de acolo, da, aveai o povară. O duceai greu, într-o mână o duceai. Și așteptai un loc unde să o așezi, să o pui, dar nu era niciun loc. Și a venit un sol al Domnului și a spus, am fost trimis să te ajut la povară. Din seara asta vei avea un ajutor. Dumnezeu te va ajuta. La tine cu batic roșu. Da. În inima ta ai spus, eu n-am avut niciun sprijin, ca și cum singură ai alergat. Și a spus Domnul, din seara asta Domnul a luat aminte la rugăciunea ta
și vei simți lângă tine prezența Domnului într-un mod care n-ai simțit-o până acum. Tu ai să vezi. Te gândești cum va fi, dar va fi fain și o să te bucuri. Este unul în cămaș, într-o blușărt acolo, în spate de tot sus, dar a venit un înger și a pus mâinile la coatele tale și tu erai așa, să ridic, să nu ridic, și ți-a împins mâna sus și a spus: Domnul, am luat aminte la ceea ce tu ai spus în rugăciune în seara asta. Pregătește-te și fii gata să împlinești ce ai spus, că Domnul este gata să te ajute. Ok? Dar tu să faci ce ai spus și Domnul este gata să te ajute. 1, 2, 3. Este o soră în galben. Da, aia cu batic alb și bluziță galben. Aia. Da. A venit Domnul s-a uitat în inima ta. Era o tristețe în inima ta. Și a spus: eu am bucurie și pentru inima ta. Și în noaptea aceasta, când vei ajunge acasă, vei simți o bucurie. Din senin așa va veni, că Dumnezeu este pretutindeni. Dar în urma unei lucrări care Domnul o va face, bucuria va fi mai mare. Că Dumnezeu poate să nu te necăjești. Ok? La tine, băiatul ăsta tânăr de aici, Dumnezeu are o lucrare cu tine. În mintea ta faci planuri. Dar a spus: Domnul, voi pune eu un plan în mintea ta. Și planurile care tu le faci se vor nărui. Și planul Domnului va rămâne în picioare. Cu tine Dumnezeu are o lucrare. Să nu uiți asta. Ok? Și vei avea nevoie de ajutor și în lucrarea care Domnul o face va fi prezența Lui, va fi cu tine. Nu te poți abate. Îmi place asta. Nu te poți abate. Dumnezeu va fi cu tine. Ok? Are o plan. Să nu uiți. Ok? Fratele al treilea de aici, la batale. Ești dirijorul? Nu. Ok. Era o neputință care a venit. Nu, lasă, deci, de lângă tine. De lângă tine, da. Era o neputință care a venit. Și tu vroiai să mergi mai repede, să fii mai harnic pentru împărăția lor. Dar neputința asta te ținea. Și ai spus: când mă voi scăpa și voi fi întărit. Ok? Și am văzut ca un corn din ăsta arabesc, era cu ulei și era un undelemn de bucurie. Nu un undelemn de vindecare, ci era un undelemn de bucurie. Și-a venit și-a turnat peste tine. Ok? Și tu ai să vezi schimbarea. De putința se duce. Vei primi tării și vei merge bucuros. La o soră care cu părul cărunt, ca mine, da, așa. Te apropiai ca de o frontieră, cum te apropii de frontiere. Mergeai, mergeai și era așa ca un checkpoint. Frontieră, zic eu, era ca un checkpoint pe drum, deci o inspecție pe drum, așa, care se oprea. Și tu de departe ai spus: voi putea trece de inspecția asta? Și Domnul a spus: eu însumi sunt inspecția, eu sunt acolo la... Nu te teme, vei trec cu mine, te las să treci și va fi bine. Să rămâi credincioasă până la capăt. Ok? Am văzut în locul acesta doi îngeri. Nu erau îngeri păzitori. Să țineți minte, îngerii păzitori sunt diferiți și ăsta erau doi îngeri luptători. Un înger luptător
au omorât 185.000 într-o noapte. Ăia sunt luptători. Sunt îngeri care te îmbărbătează. La Domnul Iisus, când era descurajat în grădina Ghețimani, Domnul a trimis, tata a trimis un înger să fie întărit. L-a îmbărbătat. No, în adunare, în locul acesta, erau doi îngeri luptători. Și e interesant, unul era la stâlpul ăla, unul era la stâlpul ăsta. Erau luptători. Și stăteau foarte relax. Se uitau așa, relax când spun, erau foarte degajați. Nu apărea ca un soldat așa care să fie furios să se uite ce se întâmplă. Relax. Și fratele Duțu era în vedenie, se uita și a început să se gândea așa ca și cum cu frică, cu teamă, vom câștiga bătălia. Biserica din Micalaca, vom câștiga bătălia. Și în timp ce el era îngândurat și în mintea lui se gândea la planul ăsta de viitor, vom câștiga, unul din ei o scos sabia. Când o scos sabia, a strălucit ascuțișul ei, lustruită foarte tare. Și Dusul s-a uitat și a strigat tare, biruința este a Domnului. Tare! Au fost un cuvânt de îmbărbătare. El s-a îmbărbătat, nu e aici, dar am să spun. Ok? S-a îmbărbătat văzând numai sabia. Domnul va fi cu voi. Să aveți grijă. Îs îngeri, doi îngeri luptători, care vor lupta pentru voi, ca voi să aveți biruință. Îs gelos pe voi. Aș vrea și la Ghețimani, la mine, să văd acei îngeri. Deci e mare har să vezi un înger că e lângă tine, că te ajută. Să nu uitați lucrul acesta. Dumnezeu n-a pierdut nicio bătălie. Noi să rămânem credincioși Domnului. Vă mulțumesc!